cei care ne conduc să pună preț pe, pe sistemul de sănătate, să investească, căci acum dacă ar prinde virusul ăsta niște parlamentari, salut, dacă ar prinde niște parlamentari și ar da seama că ei nu mai pot să meargă în afara țării să se trateze și n-au altă posibilitate decât la noi în țară. Poate așa aș dă seama că n-or investi nimic în spitale. Da, și am văzut o grămadă postări pe Facebook cum că să donăm câte 2 euro, să ajutăm spitalele. Bă, voi sunteți normal la cap? Îmi ia în fiecare lună din salar câte 15 milioane, 1500 de lei pentru sistemul de sănătate. În fiecare lună. Și fac pariu că sunt mulți ca și mine, nu prea au fost la spital. Iar dacă mă duc mâine să-mi fac un film la plămâni care costă 50 de lei, vor spune că nu sunt fonduri. Unde se duc toți banii ăia? Unde? Că investiții în spitale nu s-au făcut de banii ăia. Consultațiile abia le primești gratis, zice că nu numai dacă sunt fonduri. Deci unde s-au dus toți banii ăia? Au tot felul de firme, oameni care donează bani, spre exemplu Gigi Becali, dar n-a avut pe niciunul din parlament care ne conduc să doneze măcar un salariu, că eu zic că n-ar muri de foame. La cât au ei salariu pe lună, bă, omule, ăsta mă calcă în pula mea cu autobuzul lui. Ceapa, mătia. Mersi. Aoleu. Da. Despre cei care stau în parlament și nu dau niciun ban. Despre ei vorba în momentele astea. Că nu fac nimica. Stau acolo, s-au auto-izolat, gata, ei nu mai răspunde nimic. Și așteaptă oamenii să doneze. Ăștia care lucrăm pe 1500 de lei. De la ăștia așteaptă. Cam atâta în episodul ăsta. Bine, nu pot să-l numesc episod. Aveți grijă de voi, fraților. Numai bine.